O rasă relativ nouă, Dobermanul a apărut la sfârșitul anilor 1800, din dorința omului de a avea câinele de pază perfect. Se presupune că a fost creată de Louis Doberman, cel care a și dat numele rasei, dar se pare că de fapt de definitivat a făcut Otto Gueller. Dobermanul are calități care au făcut din el într-un timp scurt un câine extrem de popular. Oamenii din înalta societate, dar și membrii ai poliției și ai armatei și l-au dorit întotdeauna în preajmă. În timpul celor două războaie mondiale a devenit camaradul de nădejde al soldaților. A detectat mine și capcane, a explorat zonele inamicului, a stat de veche atunci când soldații adormeau obosiți în tranșee și s-a sacrificat pentru stăpânul lui. E un câine dependent de stăpân. Se spune că e câinele unui singur stăpân, clar este dedicat și loial omului de care are grijă. Războiul a făcut din Doberman un erou, dar i-a adus și cel mai mare de serviciu. Imaginile cu ofițeri SS însoțiți de câinilor, poveștile unor deportați din lagărele de concentrare despre atrocitățile naziste au transformat Dobermanul într-un demon, un câine cumplit, imprevizibil și nedemn de încredere. Întotdeauna câinele negru, puncte maro, mai ales cele de deasupra ochilor, au dat impresia de câine agresiv, câine cu patru ochi. Poate fi una din explicațiile pentru care, dintre toți câinii folosiți în război, Dobermanul este cel mai blamat. A purtat cu el această imagine până la începutul anilor 80, dar, paradoxal, numărul exemplarelor din această rasă a crescut. Dobermanul a devenit câinele artiștilor sau chiar al președinților. Sunt numai în privirea ta, numai în sufletul tău, te iubesc necondiționat. Sunt energici, atletici și impunători, iar sub aspectul feroce se ascunde un câine sensibil care se stresează foarte ușor. Are nevoie de o persoană care să petreacă mult timp cu el și care să-l conducă ferm. E sufletul meu. Lumea mea se învârte și viața mea numai în jurul lor.